România în direct cu Cătălin Striblea. Te ascultăm! Tu ești vocea care contează. Salutare tuturor! Bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România și Hristos a înviat. Suntem în a doua zi de Paște, dar e săptămână de muncă pentru noi, o să pornim. Nu vă deranjăm astăzi, nu facem dezbatere, dar în schimb o să facem o călătorie. M-am gândit că este timpul să aflăm și alte lucruri despre lumea care ne încojoară, dar și despre perioada asta a Paștelui și o să Uh, vă invit astăzi la o călătorie, dacă vreți, uh, și spirituală, și culturală, și materială, într-un fel. Și pentru asta am găsit cel mai bun ghid cu putință. Este vorba de Teodor Paleologu. Bună ziua, bine ați venit! Bună ziua, și adevărat am viața, să știți că nu sunt eu cel mai bun ghid, sunt nu... alții mai savanți decât mine. Uh, de ce v-am invitat eu pe dumneavoastră? Pentru mine sunteți cel mai bun ghid, pentru că eu mă uit la ce faceți la cursurile Casei Paleologu și uh, sunt invidios. Pe atâta pă, cultură, maestrie, diplomație, istorie care se adună acolo și oamenii minunați pe care îi aveți în jurul dumneavoastră și de fiecare dată când mă uit la teme zic, mamă, aș veni și eu la asta, aș veni și eu la asta, aș veni și eu la asta, da. Păi Am... vă așteptăm oricând, că avem și cursuri online. Da. E adevărat că acum nu mai sunt singur, că la început predam numai uhum. eu, după aia mai fost uh, unul, doi și acum suntem destul de mulți lectori și sunt foarte încântat că sunt lectori excelenți. Realmente foarte bun, și pe temele despre care vrei să vorbim, astăzi sunt unii foarte cunoscători, mai cunoscători decât mine. Nu știu, Bordant Tăarul Cazaban, de pildă. Mai face un curs despre tematica asta Pascală și Răzvan Ioan, în special despre arta flamandă. Deci nu sunt numai eu. Asta v-am propus astăzi, ca să răspundem curiozității celor care ne ascultă: să vorbim despre operele de artă legate de Paște sau zămislite cu gândul la Paște? Da, sau? aici, ca să mă laud singur, o să spun că facem mult mai multe. De pildă, am mai ținut cursuri despre predici în perioada de dinainte de Paște, în perioada postului. E o perioadă foarte importantă din punct de vedere religios și am ținut mai de mult un curs cu predici, în care eu predicam. Țineam predici, Predicați. după aceea le co comentam. De-al minte și în cartea mea, cum pregătim un discurs, am reprodus o predică la, pentru începutul postului, Duminica Iertării, care e foarte uh, importantă, ca început uh, al postului, și am reprodus această predică în uh, uh, cartea respectivă. Oricum, predicația e extrem de interesantă pentru cineva uh, care studiază retorica. Predicația e o temă pasionantă pentru că poți compara diferite tradiții. De predicație, da? ortodoxe, catolice, protestante, în funcție de epoci, variază tipul de exegeză. Am ținut un curs, de pildă, despre Steinhardt ca predicator. Da? Steinhardt era extraordinar ca predicator. În plus de asta, am făcut o sumedenie de călătorii. De studiu, și asta are legătură directă cu întrebarea dumneavoastră. Vrei să vorbim despre opere de artă, și am fost în multe dintre marile muzee ale lumii, în călătorii de studiu. Am fost la Louvre, uh, am avut o călătorie numai uh, Louvre, dar trei zile Louvre. E destul de greu, de fapt, poate a fost da, cea mai dificilă. Zile, trei zile nu sunt uh, de ajuns, dar... Uh, da, da, te uh, seacă la inimă. Adică știu, Trebuie știu, o anumită știu. rezistență fizică și nervoasă, pentru că nu-i deloc ușor. E cel mai mare muzeu din, din lume. Uh, am fost la National Gallery, uh, la Londra, am fost la Prado. Prado e absolut uh, fabulos. Uh, am fost la Roma, unde am văzut toate muzeele de acolo Vaticanul, dar și celelalte Doria Panfilii uh, Colona, uh, Borgheze uh, Barberini sunt ex, absolut extraordinare și să nu uităm de asemenea uh, muzeele uh, Capitoline unde sunt o sumedenie de capodopere uh, legate de uh, perioada pascală și apoi mai sunt în bisericile din Roma capodopere, de pildă uh, o copie după Caravaggio Într-una din biserici, cu uh, coborârea de pe cruce. Originalul se află la Vatican. Uh, am fost la Napoli, uh, unde muzeul este absolut uh, extraordinar. Uh, acum, înainte de uh, Paște, uh, suntem uh, în Sicilia. Da, și, și acolo sunt lucruri foarte uh, interesante de văzut. Deci uh, am da, de vorbit avut, despre moment, multe da? Uh, da, opere pai, de da, artă uh, pe care le-am văzut în aceste muzee. Uh, păi de aici și pornim. O să le amintim pe unele dintre ele, o să le discutăm, o să le vedem rostul, menirea și plecarea, dar și istoria în lume. Uh, dar hai să începem cu Bucureștiul. Pentru că la București ați avut un curs, nu? În biserici? Uh, da, am avut o, uh, un weekend studios, și am fost în câteva biserici. Să nu uităm, pe de altă parte, că muzeul de artă are uh, săli fabuloase de artă uh, religioasă din secolele 17, 18, sunt acele catapetezme superbe care se află la Muzeul Național de Artă și icoane minunate, frește care au fost salvate de la Văcărești. Și apoi am fost în câteva biserici mai uh, interesante din București, cum ar fi Stavropolos, care are și un muzeu foarte frumos, mă rog, mititel, dar foarte bun, de foarte bună calitate. După aia e foarte interesantă Biserica Crețulescu. Acolo programul iconografic e foarte interesant pentru că pridvorul are ca temă principală Apocalipsa, da? și mm. e extrem de interesant. Apoi, Biserica Colțea. Dar am de gând să fac, nu singur, că nu să sunt neapărat cel mai priceput pentru asta, am de gând să fac o serie de cursuri despre biserici din București. Da? Să nu știu, ne propunem în fiecare zi să vedem vreo șase, șapte biserici și să le discutăm, Care să discutăm e? programul iconografic. Care e Biserica de Suflet a lui Teodor Paleologu? Ah, greu de spus. Stavropol să mi este foarte dragă, dar mai e evident și Biserica Silvestru și Biserica Mavrogenii, care iarăși e foarte interesantă. De ce? Pentru că tatăl meu a fost în, am făcut slujba de înmormântare la Mavrogenii pentru că um, preotul de acolo mă rog, era mai apropiat de, de tata, părintele pinte, care am murit și el de COVID. Uh, Mi-a părut tare rău. Uh, iar la Biserica Silvestru uh, am făcut înmormântarea uh, mamei. Deci e și afectiv aici. Plus că la... Uh, Biserica Silvestru era pe vremuri părintele Galeriu, pe care l-am cunoscut bine încă din dinainte de 89. Dar deci sunt și motive de genul ăsta, da, Pur, afective. Cunoscut. pe lângă frumusețea bisericilor, iar la pardon, la um, Silvestru trebuie spus că mai sunt icoanele foarte interesante pictate de Sorin Dumitrescu. Adică pe lângă uh, vechile picturi sunt fica... care nu sunt așa de vechi, da? da, sunt cred că de la sfârșitul secolului XIX pe început de 20, sper să nu spun o prostie. Sunt, mă rog, frumoase, dar uh, cele ale lui Sorin Dumitrescu sunt fascinante. Nu asta, m-ați făcut curios, că eu n-am fost niciodată acolo. Ei, păi sper că am da. făcut curioși pe mulți. Da. Că să meargă asta e ideea, să facem curioși foarte mulți oameni și să putem discuta și de. Uh... Uh, adevăr că bisericile din București sunt foarte interesante. Adică, sunt, uh, e un, uh, o comoară pe care o ignorăm. Uh, foarte adesea. Da? Bun, sigur că nu e același lucru ca Notre-Dame uh, sau, uh, știu eu, Catedrala din Siena uh, sau cine știe ce altă minunăție. Sigur, sunt mai mici. Uh, bun, nu sunt artiști uh, comparabili cu cei pe care îi putem admira acolo. Dar asta nu înseamnă că nu sunt adevărate comori uh, și uh, trebuie uh, văzut nu numai uh, dimensiunea estetică, ci și programul iconografic, uh, ce are interesant o biserică în comparație cu alta. Cum vă spuneam, la Crețulescu e această tematică apocaliptică foarte interesantă uh, în uh, Pridvor. Uh, în alte biserici poate găsim altceva uh, interesant. Nu știu, îmi place foarte mult și biserica Amzei, care e o biserică arnuvă uh, și atunci stilistica asta modernistă, mă rog, modernistă pe atunci e foarte Are uh, interesantă. Picturi? Da, sigur că da. Are picturi? Da, da, foarte frumoase. Dar, mă rog, sunt din cu tot o altă epocă decât cele despre care am vorbit mai devreme. Sigur că îmi plac foarte mult astea mai vechi. Stavropolios, Mavrogenion, Mavrogenii secolul 18, Stavropolios e început de secolul 18, Silvestru e mult mai târzie. Care e cea mai valoroasă? Uite, dacă ar fi să prezint astăzi unui străin, să zic, sigur, e frumos să faci un tur, dar știi cum e, timpul scurt în viață, hmm. te duci, aveți o sumedenie de prieteni din străinătate, Uh, ați și trăit în străinătate, uh, i-ați luat de mână și i-ați duce... Cred că i-aș duce la Stavropolios, uh, dar nu pentru că e cea mai frumoasă biserică, ci pentru că mai e de văzut și muzeașul mic. Uh -huh. uh, și acolo sunt și niște măicuțe extraordinare, deștepte, ex foarte... Adică dialogul cu ele este uh, extraordinar. Când am făcut uh, acea, a, acel weekend studios în București, Uh, s-a întâmplat ceva, că nu se deschisese încă uh, muzeul de istorie și atunci ne-am dus uh, mai devreme decât prevăzusem la Stavropol și m-a recunoscut mai ca stare și ne-a poftit să vedem muzeașul respectiv. Deci, uh, și a fost extraordinară uh, discuția cu Uh, maicile și în special o maică de acolo care este foarte savantă, adică este o persoană care are un doctorat în istoria artelor uh, și știe mult mai bine decât mine partea aceasta uh, care ține propriu zis de istoria artelor. Da, o să vorbim astăzi ceva mai târziu, Toader, uh... Poți să vă zic Toader? Din da, fără. sigur că da, așa e mai moldovenește, e, știu mai, că -e, între -e, noi moldoveni așa, dar e cine bine. cine v-a spus Toader? Adică era de acasă? Da, 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 da. Teodor cu TH, da, foarte teodor. important, da. sunt da. în acte, da. uh, dar uh, întotdeauna mi s-a spus Toader. Uh, Apropiații îmi spun Toader, mă rog, mama, tata, care un iz moldovenesc uh, străvechi. Da, nu știu, boierul, Toader, Bubuioc sau genul <laughs> ăsta, da? Uh, ci, uh, și uh, e foarte clar, um, ș, uh, când îmi spune cineva Teo de pildă, nu mi-e foarte apropiat, da. în, în general sunt cei din politică. Uh, și în urmă, cu ceva vreme, a sunat o cineva pe Ioana Prândurel, care e directoarea noastră la fundație, și vorbea de Teo, Teo. Și ea i-a tăiat macaroana și a spus m-am dat seama că sunteți din politică pentru că numai cei din politică îi spun Teo. Am, am înțeles. Uh, da, erați o familie... Uh, sunteți o familie celebră, de fapt, să spun asta. Adică sunteți o familie de cărturari. Nu aș zice și o familie de boieri cum era pe vremuri, dar o familie de cărturari uh, cu siguranță. Era un sentiment religios acasă, aparte? Adică... Da, ambii mei părinți, părinți erau oameni uh, pioși și care citeau uh, teologie, citeau uh, literatură mistică, uh, mă, mă refer la uh, Varsanufie sau Isaac Siru, uh, citea, și mama citea și tata uh, de asemenea. Eu însumi uh, am dezvoltat un interes foarte mare pentru teologie. Uh, probabil cel mai teolog din familie sunt eu, dar uh, pe mine mă interesează mai cu seamă dimensiunea istorică, uh, mă rog, uh, arheologia biblică, istoria uh, bisericii. Asta mă interesează în mod special. Uh, în plus de asta, uh, erau prieteni de-ai tatălui meu, uh, precum Steinhardt sau uh, uh, părintele Anania, dar veneau acasă, uh, în veneau special Steinhardt, da. Steinhard, uh, pe care îl consider. Uh, Că e un fel de sfânt. L-ați uh, cunoscut la prima mână, scuzați-mi exprimarea, deci dacă venea acasă, l-ați cunoscut la foarte acasă. bine. Nu, da. Steinhardt, foarte, foarte bine, pentru că venea foarte des la noi. Uh, și îl știu din fragedă pruncie. Uh, adică am crescut cu el uh, în casă. Era unul dintre cei, cred că era cel mai bun prieten al Tatălui meu. Cred că se poate spune asta. Unul dintre cei buni, dar poate chiar cel mai. Pentru că uh, cu Steinhardt tata comunica mai uh, direct de pildă decât cu Noica sau cu Sergio Al George care erau tot foarte, foarte dragi, erau prieteni foarte buni. Uh, dar cu Steinhardt se înțelegea uh, din, uh, cu cuvinte puține, pentru că aveau aceeași cultură literară franceză, aveau aceleași lecturi, uh, preocupări foarte similare și se înțelegeau extraordinar de bine și a, foarte adesea tata începea ziua dându-i un telefon lui Steinhardt când eram în București da? suna pe la șase dimineața că erau amândoi foarte matinal și auzeam, părinte binecuvintează domnul, răspundea Steinhardt, după care băi, nicole ce mai zici, nu știu ce și începeau dialogurile lor foarte vii uh, și foarte amicale ah. Spuneți că e un sfânt? Eu îl văd ca. Era un om care trăia creștinismul din plin. Pentru el creștinismul era un mod de viață. N-am mai văzut mulți oameni așa, adică, de fapt, e unic, aș spune. Pentru el a fi creștin însemna a pune în practică, în primul rând, pasajul din Evanghelia lui Matei despre faptele milosteniei. Să-i vizitezi pe cei bolnavi, să le dai de mâncare celor uh, flămânzi, uh, să le dai de băut celor uh, însetați și așa mai departe. Da? În pasajul din Evanghelia lui Matei. Uh, iar el punea în practică. Da? Efectiv cred că avea liste în fiecare zi cu fapte bune pe care să le facă în fiecare zi. Uh, sigur, uh, celălalt pasaj foarte important uh, tot din Evanghelia lui Matei este predica de pe munte. Numai că predica de pe munte ex, uh, formulează niște exigențe uh, care omenește sunt imposibile. Uh, despre asta, de altfel, am mm -hmm. vorbit în acea predică pe Hai care am reprodus-o în, da. în, în cartea mea de retorică. Uh, predica de pe munte Uh, formulează niște exigențe imposibile din punct de vedere uman. Da? Ne spune uh, nu numai să nu comiți adulter, dar nici măcar să nu te uiți după. Uh, după uh, ori asta să fim serioși. Da. Este, nu comitem acest păcat foarte des, uh, chiar dacă. Nu dăm semne în acest sens, sau mai spune uh, Isus în predica de pe Munte: Nu numai să nu ucizi, dar nici măcar să nu gândești în mintea ta de rău despre aproapele tău, să nu spui prostule sau nebunule. Păi, în fiecare zi. Uh, suntem puși în situația de a gândi despre un aproape de al nostru că e mitocan, că e imbecil uh, și așa mai departe. Numai astăzi, venind la dumneavoastră, uh, m-am oprit la frizerie și am vorbit despre câțiva imbecili din politica românească. Deci, deja am comis un păcat în raport cu predica de pe munte. Uh, sunt două texte foarte importante. În uh, pasajul despre faptele milosteniei, e vorba de lucruri pe care le putem face foarte ușor. Nu numai să le facem. Ori Steinhardt le făcea. În predica de pe munte sunt exigențe imposibile uh, care însă lasă loc uh, harului, pentru că asta este explicația teologică. Omenește e imposibil, dar este posibil prin uh, uh, acțiunea harului. Păi și Steinhardt făcea uh, lucrurile astea, adică lui era ușor? El nu se lovea de... Vă spun, sunt sigur că își făcea liste dimineața. Se gândea dimineața, după ce își făcea rugăciunile, ce fapte bune aș putea face astăzi. Și le făcea. Da, venea în vizită nu, nu doar de plăcere, că la noi când venea, sătea evident de vorbă cu tata, ceea ce îi făcea foarte mare plăcere, dar o vizita pe mama vitre lui tata, care era foarte bolnavă, era bătrână. Conversația ei nu era cine știe ce plăcere intelectuală nemaipomenită, dar o făcea și de altfel e foarte interesant când a murit bunica mea literă a menționat două nume înainte de a muri, pe soțul ei pe Mihail Paleologu pe care l-a adorat și pe Steinhardt asta înseamnă foarte mult Părintele Galeriu, spuneți că l-ați cunoscut înainte de 89, tot în adolescență el da. cum era? Era altceva, el era preot, ceea ce standard uh -huh. nu era, uh, și m-am dus, cred că la prima spovedanie pe care am făcut-o. Uh, îmi plăcea foarte mult că predica bine. Uh, el avea totuși tendința de a vorbi puțin prea mult. Uh, eu am o altă viziune în privința predicii. Eu cred că o predică trebuie să fie scurtă, să aibă 15 minute. Da, uh. da pentru că. De fapt, în liturgia Ortodoxă există deja elemente de predică incorporate. Păi, uh, uh, liturgia începe cu un citat din predica de pe munte. Fericirile. Fericirile sunt un citat din predica de pe munte. Deci, există elemente de predică incorporate în uh, liturgie. Oricum, liturgia Ortodoxă e foarte lungă deci cred că ar trebui ca predicile să nu fie prea lungi. 15 minute e deja mare lucru și eu, în toate acele predici pe care le-am pregătit, asta am avut în vedere, da? să nu fie prea lungi. Acum, revenind, Părintele Galeriu era un predicator extraordinar și era un om foarte blând, foarte cum se cade. Acum, eu am avut atunci sentimentul după Spovedane că era prea blând. Da? M-aș fi așteptat la puțină uh, severitate din partea lui. Acum, pe de altă parte, sigur, păcatele pe care le să erau, de fapt, niște prostii, niște fleacuri. Uh, și el însuși, cu siguranță, le-a considerat niște fleacuri, cum, cum și erau. Dar eu mă așteptam la mai multă severitate uh, din partea lui, dar a avut dreptate, de fapt, pentru că fleacuri erau și poate că ar fi trebuit să-mi spună Știi ce sunt niște fleacă? <laughs> da, apropo de predică, știți că în limba română folosim asta, sintagma asta, a ține o predică în sensul în care noi nu acceptăm uh, ceea ce ne spune cel din față. A, ai venit să-mi ții o predică. Uh, cum am ajuns aici? Da, de fapt, uh, aici sunt multe de spus. Uh, o să folosesc un termen care trebuie explicat, sermonic. Okay. De la sermon sau sermo în latină, predică. Uh, omul e un animal sermonic. Toți predicăm uh, cotid în mod cotidian. Da. Uh, pentru că orice discurs despre valori e de fapt o predică. Uh, predica nu e doar ce face popa la biserică să vorbe, vorbească despre uh, un text din Evanghelie. Uh, orice discurs uh, despre valori. Este, de fapt, o predică laică. Da? Nu, și, de altfel, discursul inspirațional funcționează la fel ca o predică. Un discurs inspirațional este, de fapt, o predică laică. Luați, de pildă, faimosul discurs al lui Steve Jobs de la uh, Graduation Ceremony la Stanford, da? când, la sfârșitul anului, a ținut uh, un discurs cu trei povești pe care le spune. E un discurs foarte faimos, cred că îl știe multă lume. De fapt, sunt, e o predică, uh, pentru că e construit ca o predică. Ce face uh, predicatorul? Uh, pornește de la un text, care poate să fie o zicere de-a lui Iisus, sau o parabolă, adică o poveste cu tâlc, o narațiune, o întâmplare, ceva ce Isus a făcut sau a spus, apoi vine interpretarea, exegeza, apoi lecția morală, și în sfârșit îndemnul. Uh, da? și, uh, asta, este, asta este structura de bază a oricărei predici și a oricărui discurs motivațional uh, sau inspirațional. Și atunci am ține o predică, e de fapt un răspuns la anumite împărtăși valorile tale că nu sunt tot timpul de acord cu că ele. că nu sunt nu? de acord sau că predici prost. Uh, acum trebuie să vă spun că în decursul timpului am auzit foarte multe predici în uh, biserici. Vă dați seama, sute mm -hmm. de predici, poate chiar mai mult. Uh, și puții, foarte puține sunt cu adevărat bune. Se predică îngrozitor de prost uh, în bisericile de la noi pentru că nu se face retorică bine în uh, școlile de teologie. Uh, adică chiar la o miletică nu se face cum ar trebui. Pentru că trebuie să pornești de la teoria clasică, trebuie să pornești de la Aristotel. Uh, pentru că și uh, Ioan Gură de Aur învățase retorică cu unul dintre cei mai mari profesori de retorică din vreme, și anume cu Libanios. Uh, ori uh, e important să înțelegi uh, bazele, fundamentele teoretice și abia apoi să te adaptezi la uh, public pentru că foarte multe uh, predici din zilele noastre nu sunt adaptate la public repetă niște scheme uh, care nu mai sunt relevante uh, sunt ținute într-un jargon uh, bisericesc caragios uh, uh, orice meserie care dezvoltă un jargon Riscă să devină comică din afară. Gândiți-vă la corporatiștii care vorbesc numai cu șeruit, focusat, vibe uh -huh. și așa mai departe. E un vocabular foarte sărac, foarte pauper. Așa se întâmplă și cu preoții care vorbesc numai cu arhaisme pe care lumea nu le mai înțelege. Ce, ce azi când difuzăm noi, înregistrăm din timp, să spunem asta, că nu ne ascundem, dar azi când difuzăm ce predică ar pune teologul? Toader, paleologul într-o într -o biserică, într-un amvon. B în afară de uh, ale mele. În afară, da. Ce, uh, un subiect, uh, la subiect uh, mă gândesc. Că ce ar fi. Uh, predici. Sau poate folosiți din cele... Să fac un volum da. întreg de predici peste an, că e, e un domeniu care mă interesează foarte mult. Uh, cred că aș lua ceva din Steinhardt. Din Steinhardt. Da, pentru că mi se pare extraordinar de uh, instructiv. Acum, uh, și el, unor, mi se pare mai comite unele erori. Vrând să spună prea mult, dar e un predicator de la care se poate învăța foarte mult. Cartea lui Dăruin Vei Dobândie este una dintre cele mai frumoase cărți ale literaturii române. Alături de, ruin... de Jurnalul Fericirii. A, notați asta, dăruim vei dobândi și notați că și toată paleologul are un curs de retorică, are o carte de fapt de retorică. Am o sumedenie ne? de cursuri de retorică, a, și re recent, adică anul trecut, în toamnă, am publicat a, o carte care se cheamă a, Cum pregătim un discurs. Și e foarte practică, da? cum îți definești scopul, a, cum formulezi teza cum te adaptezi la context, uh, care e genul potrivit pentru diferite situații, uh, apoi uh, care sunt figurile de stil, uh, de bază, că nu vorbesc prea mult de figuri de stil, uh, cum îmbini argumentația și emoția, asta e foarte important. Uh, e vorba de pregătirea pe termen scurt, uh, dar și pregătirea pe termen lung, uh, cum uh, Uh, mă rog, îți deprinzi anumite uh, tehnici, cum uh, să îți îmbogățești vocabularul, ce anume să citești, ce modele să ai în vedere, da, pentru că contează foarte mult Aia modelele. Noi avem, o, avem o problemă cu vorbitul în public în România. Oh, da, e o mare nu. problemă în, și chiar cu asta încep cartea mea. Uh -huh. De ce se vorbește atât de prost în România? Uh, pentru că mulți oameni au niște prejudecăți, uh, prejudecăți total false. De pildă ideea că nu-i nevoie să te pregătești, că spui ce trece prin cap. Uh, și după aia ai un, ca rezultat un discurs de genul celui uh, ținut pe când era prim-ministru de Ciucă, uh, în, care, în fața unor studenți, care timp de 30 ceva de minute practic a reușit să nu spună nimic. Și asta e o performanță, 30 ceva de, de minute să nu spui absolut nimic, uh, da să vorbești fără nicio uh, noimă. Uh, o altă mare greșeală este că nu facem un plan. Uh, ori un discurs fără plan este, scuzați-mi expresia, ca pișatul boului, dar nu are nicio noimă. După aceea mai există expresia că, pardon, prejudecata că unii oratori sunt înnăscuți. Fals, nu deloc adevărat. Înnăscute sunt doar anumite calități. Vocea puternică, o anumită prestanță fizică, poate mai puține emoții, eventual. Dar tot restul se învață. Da, Și Demostene e cel mai bun exemplu Asta... că lucrurile se învață. Demostene e cel care, știți că acum e epoca TikTok. Demostene își punea pietre în gură ca să pasă. Și multe da. alte lucruri. Aia e, e o, o legendă da. sau ce făcea? M P să știți că am unele da? dubii că e adevărat, dar ce este cu siguranță adevărat este că Demostene uh, a devenit orator pentru că a vrut acest lucru și a propus din uh, adolescență să devină orator și a lucrat foarte mult pentru asta, a studiat enorm de mult a citit, a, a, își pregătea foarte bine discursurile, făcea exerciții fizice ca să-și amelioreze suflu, să, să facă vocea mai puternică. Deci în esență e adevărat. Chiar dacă povestea cu pietricelele... Nu da, să știți că adevărat. astăzi la dicție în jurnalism, pentru cine face jurnalist de radio și televiziune, se lucrează cu un creion în gură. Deci n-ar fi exclus. Deci ceva e adevărat. Ceva e pe acolo. Uh, cu Teodor Paleologu, istoric, diplomat și lector, aș spune, ghidul nostru astăzi, uh, vă propusesem și hai să ne uităm la opere de artă legate de pascalitate. Că ăsta a fost unul dintre uh, gândurile mele. De adevărat că de câte ori veniți Aici ne întâlnim, discuția este fascinantă și, știți, o sumedenie Neicu de. lucruri. este al Dumneavoastră. A, mulțumesc, haideți să ne complimentăm reciproc. Dacă începem de la Cina cea de taină începe bine, că e cea mai cunoscută operă? Evident că da. Și aici sunt imense capodopere, și anume Leonardo, evident, la Milano. Problema cu acea. De opere, este că e greu de văzut. Trebuie să faci rezervare cu luni de zile în avans. Am văzut-o o singură dată. E, e greu de ajuns acolo. Uh, dar mai sunt o sumedenie de cine de taină superbe. E una foarte frumoasă a lui Rubens, uh, care se află la Milano, la. Uh, e un muzeu acolo, cum se cheamă? Uh, Brera, la Academia Brera. E, e superb. Mie îmi place Rubens uh, enorm de mult. E un pictor uh, de extremă diversitate. A pictat enorm, peste 1300 de tablouri uh, și de, a făcut de toate: pictură religioasă, pictură mitologică, uh, uh, enorm, portrete, e absolut fabulos. Și e, e o cină de taină foarte frumoasă a lui Rubens la uh, Brera. Uh, dar sunt o sumedenie de cine de taină fascinante. Evident să nu uităm pe veroneze. Uh, veroneze cu acele uh, picturi absolut imense, gigantice. Uh, unele se află, una se află la Veneția, uh, dar de fapt uh, mi se pare că a schimbat titlul. Uh, era, intenția era să fie cine acea de taină, dar... Uh, Inchiziția a spus că totuși nu prea e conform uh, mm, cu da. ce au ei în minte, da, și a trebuit să, să schimbe. Dar de ce era tema atât de atractivă? Adică... Uh, pentru că era o comandă uh, pentru o mănăstire, ah. da, și era uh, un tablou imens uh, depus în uh, sala de mese da Veroneze, e veronese, adică pictura lui este foarte exuberantă, este coloritul este extraordinar, sunt tot felul de detalii, e o pictură eminamente luxoasă. Și asta a, a contrariat puțin, da, pentru că totuși e prea de tot. Uh, Ce trebuie ceva aici? mai sobru, da. au spus uh, dominicanii, pentru că era pentru o mănăstire dominicană. Dar, temă... dar uh, profit de ocazie să mai spun ceva, pentru că la Louvre se înghesuie toți mocofanii la uh, Gioconda. Uh, sigur, o imensă capodoperă, dar uh, uh, întorc spatele unei capodopere... Cel puțin la fel de grozavă. mie îmi place ghialistă. mai mult, mie mi îmi place mai mult decât Gioconda. Uh, pictura asta enormă a lui veroneze, uh, alta, dar uh, uh -huh. în același gen, tot cu uh, o, un banchet este. Uh, Nunta din Cana Galilei. Da? Este o operă absolut uh, extraordinară. Lumea stă cu spatele la ea, se uită la Gioconda. De-al în sala în care e Gioconda, sunt o sumedenie de alte capodopere extraordinare. Iar pe culoarul care duce către sala respectivă, uh, e o, un alt tablou de Leonardo, și anume uh, Ioan Botezătorul. Ori Ioan Botezătorul e mult mai interesant decât Gioconda. Și lumea trece pe lângă Ioan Botezătorul pentru că nu apare în, nu știu ce film, în. Uh, mm -hmm ăsta, Asta, Brown Da, da, în, da cu uh, sunt cărțile astea de Dan Brown care sunt absolut uh, spectaculoase și prizate de public am uitat cum îi zice uh, codul, în, lui da codul lui Da Vinci da, că da. multe sunt legate acolo uh, și acolo e și o discuție, cred că, legată de cina cea de taină, nu? Sunt o grămadă de mituri legate de cina cea de taină uh, de, uh, Dan mituri. Brown folosește tot felul de mituri uh, da, în felul lui rog, mm -hmm. da. It works, funcționează, dar nu lumea consumă. nu s-a adevărat, sau unul dintre ele s-a... Mă rog, cum vă uitați uh, la uh, uh, Cum să vă spun, reciclează uh, niște tradiții, dar pe care le și transformă. Uh, da? Dar sigur că iese ceva care funcționează. Eu nu, nu disprețuiesc mm. tipul ăsta de literatură, sigur că uh, citesc pe Dan... Mă rog, atâta cât am citit Dan Brown, că numai asta am citit cu ochii totuși a unui om care știe despre ce e vorba da? și îmi dau seama unde intervine șarlatanismul sau unde intervine imaginația în fond, da? imaginația unui uh, autor contemporan care nu, nu, e legat la urma urmei de uh, veridicitate, dar poate să inventeze ce vrea. Nu? Da, Cina cea de taină are acolo o dezbatere dacă sunt numai bărbați în pictură, dacă e și o femeie. Good question! Da. Și da. da. v-ați dat răspuns? <laughs> <laughs> nu. No. Uh, mai e, că mi-am adus aminte că mai e o cină de taină a lui Tintoretto. Uh, Tintoretto e tot un pictor venețian pe care îl ador. E din aceeași gașcă cu uh, Veroneze, Tizian. Uh, Tizian are de pildă un exce homo absolut extraordinar. Uh, se află la Madrid, la uh, Prado. Uh, iar Tintoretto are o cină de taină, nu mai știu în ce biserică, este absolut superbă. Da, e, e, un, e un pictor uh, care îmi place la nebunie și uh, trebuie văzut la Veneția. Dacă îl vezi la Veneția, îți dai seama cât de genial uh, este uh, Tintoretto. Uh, și în mod special trebuie mers la școala uh, Grande di San Rocco. Școala uh, nu era o școală, erau niște confrerii uh, religioase, iar unele uh, aveau niște uh, clădiri uh, fantastice, cum este această școală di San Rocco, pictată în întregime de Tintoretto. Iar acolo are un uh, drum al crucii. Uh, drumul crucii de Tintoretto, uite că mi-am adus aminte, uh, e, e foarte interesant pentru că vezi mișcarea da, lui Tintoretto îi plăceau spiralele, mișcările în spirală da? și îl vezi pe Iisus chinuindu-se cu crucea în spinare urcând Golgota este o absolută capodoperă și asta se află la școala uh, Grande di San Rocco Când au început lucrările astea de artă să devină importante sau cum s-a dezvoltat școala asta a picturii religioase Bun, avem de deja o enormă tradiție bizantină Uh, care e pictura bizantină este fabuloasă. Noi n-am vorbit atât de mult de asta pentru că unele din aceste capodopere pur și simplu sunt, nu știu, în Turcia de pildă, da? uh, Iar unele din bisericile cele mai frumoase de acolo au fost transformate în moschei, cum e Cora de pildă. Mm -hmm. Cora e o absolută splendoare din secolul XIV. E una dintre cele mai frumoase biserici. Care se găsește în? În Istanbul, Istanbul? Da. da, și a fost transformată din nou în moschee, mai uh, nu pestelează. mai vorbim de Hagia Sofia, uh, tot așa. Acum, cele mai frumoase și mari biserici bizantine care mai funcționează ca biserici ortodoxe sunt la Tesalonic. Eu de-aia mă tot încăpățânez să fac, uh, sper cândva, uh, paștele studios la Tesalonic. Uh, pentru că de pe toată planeta locul cel mai interesant pentru Paștele ortodox. Pentru că sunt cele mai mari biserici bizantine, vechi de tot, din secolele 11, 12 14, care mai funcționează ca biserici ortodoxe. Că în alte locuri și, au fost și transformate. De noi, adică. Și foarte aproape de noi. Și foarte aproape de noi. Dar mulți români nu-și dau seama. Trec prin că vor să ajungă în Tasos sau știe dar cine unde. N-am știut. Acum îmi spuneți și multă lume merge la vară, deci luați-vă o zi în Da, cel mai bine da. e să cu mine pentru că mai au Mulțumesc. și explicațiile în plus. La Tesalonic, de asemenea, e un muzeu uh, bizantin foarte bun, așa cum și la uh, Atena. E un muzeu bizantin absolut uh, extraordinar. De-al uh, foarte importantă este școala cretană uh, de pictură religioasă. Din școala cretană uh, provine El Greco. Dar El Greco a început ca pictor de uh, icoane în Creta. Uh, și e un alt pictor uh, de icoane uh, care a avut o traiectorie foarte uh, similară cu uh, El Greco, al cărui nume din păcate nu mi revine acum și tot timpul lui am un, o problemă cu numele ăsta Uh, Mihail, uh, foarte bun. E secolul XVI. Uh, îmi pare rău că nu-mi aduc aminte. Uite, nu, memoria să mă mea. Aduceți, uh, uh, sigur, o să-mi aduc aminte după ce plecăm <laughs> uh, și uh, sunt uh, la Heraclion. Uh, câteva, picturi, uh, câteva icoane făcute de el, absolut extraordinare și de asemenea la Muzeul Bizantin de la Atena și la Muzeul de Icoane din Veneția, care nu trebuie deloc neglijat pentru că are niște absolute capodopere. Iar școala cretană îmbină uh, tradiția ortodoxă bizantină cu uh, coloritul și gustul venețian. De-al minte, școala venețiană de pictură e destul de mult influențată de tradiția bizantină. Iar pictura renascentistă, începând cu sec mă rog, pictura italiană, să spunem, începând cu secolul XIV, începe să se detașeze de tradiția bizantină. Și apar pictori precum Cimabue. Uh, Giotto și Marele Duccio din uh, Siena. Da? Sunt uh, pictori care încep să se detașeze de tradiția bizantină. Giotto este absolut extraordinar. E un pictor de o eleganță și de o uh, sensibilitate uh, absolut extraordinare. Apoi un alt pictor care îmi place la nebunie uh, în. Uh, Italia, în secolul următor, în secolul V, pe Fra Angelico. Pentru că uh, vorbim de reprezentarea ale suferințelor lui uh, Isus. Uh, la mănăstirea San Marco uh, din uh, Florența, uh, avem acele frește realizate de uh, Fra Angelico uh, în fiecare chilie. Da? Deci sunt picturi. Gândiți-vă puțin ce înseamnă asta, ce sunt freșcele alea. Sunt frește pe care Fra Angelico, un imens artist, le-a pictat pentru câte o persoană. Alea nu erau făcute pentru a fi văzute de uh, zeci de mii de turiști în fiecare zi. Erau făcute pentru frații lui, uh, pentru fiecare în parte. Și se gândise ce îi se potrivește fratelui lui. Uh, Bartolomeo îi se potrivește fratelui Giovanni, cei se potrivește fratelui Paolo și pentru unul a pictat uh, schimbarea la față, pentru altul a pictat uh, umilirea lui uh, Isus, pentru altul a pictat uh, uh, știu eu ce, nu știu mersul pe ape. sau. E, e extraordinar de emoționant La să te gândești că a pictat pentru fiecare în parte, nu pentru gloria lui ca artist. Azi se pot vizita de către da. public? Da, da, adică sigur că da. O să mergi să le vezi. Uh... Sigur, am fost de multe ori acolo și uh, e întotdeauna o imensă bucurie. Uh, deci pictura bizantină presupunea că vopsești și pictești și pereții bisericilor, da? Asta e o tradiție care a venit și la noi. Adică Sigur. În da există casă. și în biserici uh, occidentale, uh, mai există. Am picturi. văzut la Roma, da, dar mi se pare că sunt picturi puse. Uh bun sunt și frește în unele biserici după aia sigur că s-a mai s-a pierdut această tradiție e, e adevărat asta în ortodoxie s-a cristalizat un anumit canon pentru pictarea bisericilor un, un întreg program iconografic coerent artiștii români, să le zicem de fapt, cei din zona asta românească, Moldovei, Munteni, erau buni? Adică avem... Da, dar să știți că nu erau neapărat români. Puteau să fie sârbi, puteau să fie greci, pentru că ortodoxia de până în secolul XIX e foarte internațională ei se înțelegeau, se, se vedeau ca ortodoxi, înainte de a fi români sau bulgari sau greci sau mm -hmm. uh, sârbi. Deci avem și pictură sârbească uh, în România, școală sârbească, da? sau uh, pe filon sârbesc. Uh, deci la noi cel puțin pentru oameni obișnuiți și ce se predă la școală rămân cele din nordul Moldovei. Uh. Care da, sunt care mai... sunt fabuloase, dar nu sunt numai alea. Uh, picturii uh, extraordinare sunt și la mănăstirii din uh, Oltenia, de pildă. Uh, Râmnicul, uh, județul, uh, asta, Râmnicu Vâlcea, are, uh, pardon, Vâlcea, uh, spun profetii, uh, Vâlcea județul da. Vâlcea are, uh, de fapt, mai multe monumente de primă mână decât uh, Bucovina. Da. Uh, da, dacă este refer la uh, câte sunt. Da? Uh -huh. uh, sigur, repet, uh, în Bucovina sunt niște splendori uh, absolute. Uh, uneori, între noi, fie vorba uh, restaurate foarte prost. Uh, uh -huh. da? Adică, -aici, noi nu putem. au să făcut. Uh, este scandalos, de pildă, ce s-a întâmplat la Putna. Este absolut inadmisibil din toate punctele de vedere. Adică, a, a, pictura interioară de, de la Putna este o, e ceva inacceptabil într-o țară care are grijă de patrimoniu. Da? A, niște pictori submediocri care practic au sluțit un a, monument de prim rang. A, da? nu, nu te apuci să repari. Să, să corectezi, să adaugi tu ce crezi că ar trebui să fie într-un într monument de asemenea uh, importanță. Nu deci, știu, ca și cum uh, s-ar apuca cineva în Franța să corecteze Catedrala Chartres, pentru că nu e simetrică. Da? Iar pictura interioară de la uh, Putna este o rușine pentru Biserica Ortodoxă Română, pentru Arhiepiscopia Sucevei în mod special. Dar, lăsând lucrurile astea la o parte, în Oltenia sunt niște biserici fabuloase, absolut fabuloase. Unele le știi, pe unele le știe toată lumea, nu știu, Cozia, Horez, altele sunt mai puțin cunoscute, cum ești Gheaburi? Dar Șgheabări este o, o, o minunăție, dar nu știe multă lume. Știu Poate slavă eu. Domnului că nu știe multă Ce lume. Este aici la A, e o mică mănăstire de femei. Uh, nu e ușor de ajuns, uh, trebuie să mergi prin pădure, mă rog, după mergi, mergi pe jos uh, puțin. E un mic paradis, îmi o, e, o, e foarte dragă mănăstirea aia. Ce, bă, are și pictură? Da, are, da, 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 e o, e o mică bijuterie. Da? Da, să, așa să, așa. să vedeți neapărat că o să vă placă la nebunie, de, de, dar de, să nu afle multă lume. De, 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 de <laughs> multă lume. Acum că ați zis la 500.000 de, de oameni e destul de <laughs> Știți cum este lumea? De gol când și-a da. ținut discursul faimos la Montreal din balcon și a spus uh, je vous dirai un secret că vous ne répéterez à personne. Era un milion de oameni acolo și el spunea vă, vă spun un secret mm -hmm. pe care să nu l repetați nimănui. <laughs> uh în Transilvania avem da, genul ăsta. Da, da, da. Uh, sigur că uh, mai puțin uh, uh, artă ortodoxă. Dar să nu uităm uh, în Transilvania uh, comorile de artă uh, să sească, ungurească, artă catolică, dar sunt biserici extraordinare. La Cluj de pildo, să avem o călătorie de studiu la Cluj, un weekend studios, 23-24 mai, dacă nu mă înșel, și vom vedea o serie de biserici foarte interesante din Cluj biserică franciscană, dominicană, ezuită, da? chestiunile astea contează. Da? E important să înțelegi care e spiritualitatea care animă uh, o biserică, pentru că asta explică și anumite alegeri uh, artistice. Da? Uh -huh. Care e spiritualitatea din care provine uh, un pictor da? sau cărei nevoi îi, uh, răspunde. Uh, deci, în Transilvania avem uh, o foarte mare diversitate. Uh, da? Pe lângă biserici ortodoxe, unele recente, da? sunt biserici construite abia în secolul 20, uh, altele, sigur, ceva mai vechi. Uh, dar în Transilvania avem acest patrimoniu formidabil uh, săsesc uh, și uh, maghiar. Noi facem cursuri uh, în biserici uh, uh, protestante. Din Ardeal avem o foarte bună colaborare cu Episcopia Luterană. Uh, mereu facem cursuri la Cincior, uh, unde e o asemenea biserică fortificată. Uh, facem acolo cursuri în fiecare an, de mai multe ori, uh, din 2017 iar anul acesta cred că o să facem ceva mai mult. O să ne plimbăm și în alte biserici fortificate din zonă. Avem un lanț întreg de biserici fortificate acolo. Sunt peste 240, dar din păcate, multe dintre ele se află într-o stare jalnică. Iar unele au fost restaurate prost. La Biertan, de exemplu, e frumos? Da, e frumos, dar sunt și acolo unele greșeli regretabile de restaurare. Uh, cu Teodor Paleologu, astăzi vă duc din nou în Europa. Uh, că de vest, că de suntem vest. în Europa. Da, 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 corect, aveți dreptate. Uh, pictorii uh, spanioli. Iarăși avem o su Vorbeam simediene. mai devreme de Prado. La da. Prado se află uh, niște capodopere extraordinare, uh, Velasquez, da, Crucificarea fantastică acea lucrare a lui Velázquez și e puțin atipică pentru Velázquez, da, Velázquez în secolul XVII, da? e un pictor de curte, da, celebru pentru portretele pe care le face, pe, pentru scenele de interior Uh, asta e o pictură care are o gravitate religioasă impresionantă și tot la Prado se află o crucificare pictată de Goya. Uh, și cred că dialogul dintre Velázquez și Goya e uh, foarte uh, interesant. Uh, tot în Spania am, am mai văzut ceva care m-a impresionat foarte mult uh, și anume o pictură a unui flamand, un mare, mare pictor flamand, uh, Rogier van der Weyden. Uh, și anume este Coborârea de pe Cruce, e o, e o pictură absolut uh, extraordinară, uh, El la Prado, uh, mai e, am, am mai văzut uh, Weid, uh, Van der Weyden, dar nu, uh, o altă lucrare de el cu crucificarea la Mănăstirea Escorial, uh, unde e mă rog, și da, Palatul da. lui Filip uh, mă rog, de fapt e o mănăstire-palat, acolo stătea foarte mult Filip al II-lea, și e o lucrare de van der Weyden absolut uh, extraordinară prin simplitatea ei, prin austeritatea uh, și coloristică. Iar uh, coborârea de pe cruce se află și la Louvre. Este o absolută capodoperă, una dintre cele mai frumoase uh, picturi având coborârea de pe cruce ca uh, temă. Foarte importantă și cea lui Caravaggio pe care am uh, menționat-o, care se află în Muzeul de la Vatican și copia este într-o biserică. Caravaggio, pă, care primea multe lucrări de la biserică, comenzi de la diversi uh, preoți sau mănăstiri, dar care avea și istoria lui de scandal agiu, Era, era uh, un derbedeu, uh, era o figură îngrozitoare uh, din punct de vedere moral. Sunt uh, un pictor absolut uh, genial, fabulos, și care, în mod evident, avea o foarte uh, profundă sensibilitate religioasă. Dar era un golan, uh, un derbedeu, de cea mai joasă speță. Da? și cum, cum de l-acceptau, să avea Pentru că era genial. Și uh, aici nu e vorba doar de mâna pe care o avea. E vorba și de gândirea teologică a lui Caravaggio. Am avut un curs despre Caravaggio ca teolog. Mm -hmm. Am avut o serie de cursuri ce, 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 despre pictori, ce? mari pictori ca teologi. Rafael ca teolog, Caravaggio ca teolog, Frangelico, teolog ce și așa mai departe. Are valoare teologică da, Caravaggio? Da, absolut. Sunt uh, niște pictori fabuloase ale lui de pildă Uh, în Biserica Santa Agostino uh, de la Roma uh, e, sunt uh, Madonna cu pruncul și doi pelerini. Uh, la fel, uh, în Biserica Santa Maria del Popolo uh, avem uh, uciderea uh, Sfântului Petru și uh, convertirea lui Pavel pe drumul Damascului. Uh, menționez aceste picturi pentru că ce le caracterizează este un realism brutal vezi murdăria de pe picioarele pelerinilor, vezi murdăria de pe picioarele celor care îl, îl omoară pe Sfântul Petru. Uh, și îți dai seama că de fapt sunt oameni uh, simpli care de fapt ar trebui să vadă în Petru un frate al lor, că el predică pentru ei, dar ei nu-și dau seama în prostia lor și îl omoară. Uh, la fel uh, în uh, această superbă pictură de la Sant Agostino. Pelerinii sunt și ei, oameni foarte simpli, sărmani, care au venit să se închine fecioarei, pentru că Isus a venit pentru asemenea oameni, dar și pentru acești oameni, și în mod special pentru oameni săraci. Uh, care suferă, care sunt în mare nevoie. Uh, asta ține de uh, o sensibilitate franciscană la Caravaggio. Uh, ideea că sărăci, sărăcia este locul în care Îl întâlnești pe Dumnezeu, în care Îl întâlnești pe Isus. Înțeleg că avea obiceiul ăsta să pună oamenii obișnuiți în uh, figurile Sfinților? Uh, eu, da, eu... mai este o capodoperă uh, a lui Caravaggio care se află în mâinile unui mafiot. Nu știm unde, nimeni nu știe exact unde. Uh, se găsea într-o biserică din Sicilia, din Palermo, dacă nu mă înșel, Și a fost furată în urmă cu foarte mulți ani. Probabil se află la un mare mafiot, pios probabil, uh -huh. da? Cred că are un mare respect pentru arta lui Caravaggio și spiritualitatea franciscană, cine știe. Uh, și este uh, 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 o scenă a nativității Uh, inspirată din Evanghelia lui Luca, în care vin păstorii uh, să se închine lui uh, Isus. Uh, păstori, tot așa, simpli, sărmani, săraci. Uh, Sfântul Iosif și Fecioara sunt reprezentați ca oameni foarte simpli și sărmani. Uh, iar în dreapta și stânga îl ai pe Sfântul uh, Francisc uh, și Sfântul Laurențiu. Ori amândoi sunt sfinți ai săracilor, sfinți care simbolizează demnitatea sărăciei, demnitatea omului uh, sărac. Uh, și chiar dacă, mă rog, nu suntem uh, la sapă de lemn, sărăcia este, de fapt, locul întâlnirii cu Isus, pentru că, uh, așa cum spune Pavel uh, în epistola către filipeni. Uh, Întruparea este un act de smerenie absolută. Da? Folosește cuvântul de chenoză, chenozis. Da? Uh, ori asta se regăsește în pictura uh, lui Caravaggio. Caravaggio, de al Minter are o serie de alte picturi care sunt foarte scandaloase, uh, foarte provocatoare, uh, da, cu uh, Ioan Botezătorul reprezentat în posturi de-a dreptul indecente. Da? Deci, Caravaggio are o uh, paletă foarte largă. De mă rog, pictură, de, mă rog, de, de reprezentări a, a unor scene religioase. A, mai zic aici de uh, pieta, o trecem și pe ea în aceeași zonă? Evident că da. Uh, pieta lui Michelangelo. Da. Dar mai este o capodoperă a lui Michelangelo care îmi place foarte mult, care se află la Florența. La uh, Opera del Duomo, uh, un muzeu care e lângă uh, Domul din uh, Florența. De fapt, e mult mai interesant de văzut Opera del Duomo decât uh, Duomo în interior. Uh, e o, o, un ansamblu statuar în care uh, uh, Michelangelo s-a reprezentat pe sine uh, sub uh, trăsăturile lui Nicodim. Uh, da? Și e foarte interesant, un fel de testament spiritual al lui uh, Michelangelo. Ce interesant. Uh, aveți un curs, și aici uh, poate păstrăm asta pentru, pentru final, aveți un curs despre leadership în Biblie. L-am ținut despre, anul trecut, într-adevăr. Uh, acest cuvânt corporatist, să-i zicem. Uh, da, de ce spun leadership? În română putem spune arta de a conduce, uh -huh. dar e ceva mai lung. Uh, și a fost un curs despre Vechiul Testament. De fapt, m-am uh, axat pe figurile din Vechiul Testament, din geneză, uh, evident, dar marile figuri de patriarhi, Abraham, uh, Iacob, uh, Isaac, Iacob, uh, și apoi figurile de regi. A, să nu uităm pe judecători, de asemenea foarte uh, important. Uh, Gideon, de pildă, e o figură foarte interesantă. Uh, sau, uh, uh, evident, uh, uh, Samson. Uh, dar foarte importantă uh, e Cartea Regilor. Acolo ai într-adevăr o întreagă teorie a uh, leadership și sunt puțini regii pe care uh, autorii uh, Cărților Regilor îi prezintă într-o lumină favorabilă. Da? Sunt foarte puțini. Cei care sunt comparați cu David, că de fapt David este referința Supremă. Da? David e uh, etalonul uh, Și apoi, în cartea regilor, sunt câțiva regi comparați cu David. Nu știu, Ezechias de pildă uh, sau Iosias. Ăștia da? se ridică la nivelul uh, lui David. Da? Iosias în mod special. Da, deci despre asta a fost vorba în cursul respectiv, cărții, textele din Vechiul Testament în mod special sunt interesante, de asemenea și textele profetice, da? că profeții sunt niște lideri spirituali, sunt lideri fără putere, care au însă o autoritate morală și se opun atunci când e cazul puterii regale. Isus era lider? Prin excelență. Însă acolo da. avem o altă filozofie a leadership pentru că Isus spune că trebuie să te pui în serviciu celorlalți, trebuie să te faci mic. Da, este un leadership al servirii celorlalți. Asta nu înseamnă că este singurul tip posibil de leadership. E cartea asta lui Simon Sinek, liderii mănâncă ultimii. Pe naiba, nu-i deloc așa. Unii lideri mănâncă ultimii, dar nu totdeauna. Îl avem pe Agamemnon în Iliada. Agamemnon nu e deloc genul care să mănânce ultimul, da? Când nu-i convine ceva, intervine și vrea pentru el. Ioia ia pe Brizeis lui Ahile. E o mare greșeală, dar nu poți să spui că Agamemnon nu e un mare lider, că până la urmă câștigă războiul. Deci nu toți liderii mănâncă ultimii, unii mănâncă ultimii, iar Isus este modelul absolut în materie, da? Le spală picioarele discipolilor în Evanghelia lui Ioan. Se pune în serviciu celorlalți, uh, le spune uh, discipolilor Lui să se ducă. Fără să ia nimic cu ei. Da? Deci, sărăcia devine, cum spuneam mai devreme, un loc al întâlnirii cu Isus. Vorbeam de Francisc. Francisc este un enorm lider. Da? A creat un, un ordin monastic care s-a răspândit cu o viteză extraordinară. Ori Francisc este acest tip de lider care renunță la toate, alege sărăcia, alege o smerenie absolută. Și în felul ăsta a creat ceva extraordinar, deci un imens lider, Sfântul Francisc, dar e un lider paradoxal care alege simplitatea, alege smerenia, alege sărăcia. Dar nu toți liderii sunt așa. E o categorie aparte, absolut admirabilă și care, sigur, trebuie recunoscută în specificitatea ei. Și din asta, din Cartea Regilor, care sunt de partea cealaltă. O, oh, cei mai mulți, Ce mai mulți. Uh, sunt răi. Ieroboam, uh, uh, da, este, uh, în primul rând trebuie spus că sunt două regate distincte, regatul din nord și regatul din sud, iar ăia din nord sunt toți răi, pentru că um, cartea regilor a fost scrisă dintr-o perspectivă sudistă, uh, dintr-o perspectivă din Iudea, da. Deci toți cei din regatul nordului, din regatul Israelului sunt răi, toți, absolut toți. Uh, după ea, sunt și în uh, sud o sumedenie de uh, uh, regi răi. Uh, cazul uh, foarte interesant este al lui, uh, uh, cum îl cheamă, e uh, uh, un rege uh, înainte de Iosias care a domnit foarte mult, Manase. Uh, Manase e un caz interesant pentru că de fapt a fost un rege foarte bun pentru regatul iudei, uh, dar din punct de vedere a făcut compromisuri. Ori, criteriul de evaluare în cartea regilor este conformitatea ideologică, conformitatea religioasă. Regii buni sunt cei pioși care favorizează o anumită interpretare a tradiției religioase și răi sunt toți ceilalți, indiferent de succesele pe care le-au Pentru că manase a fost un, un rege foarte eficient, dar a pactizat cu asirienii, da? a pactizat cu păgânismul, a pactizat cu idolatria. Idolatria este în Cartea Regilor păcatul suprem. Oricine pactizează cu idolatria este un nemernic. Da? Ahab și Izabela, de pildă. Manase, Ieroboam înainte. Da? Deci e o viziune teologică foarte strictă. E bine că uite, vezi, apucăm să vorbim și despre Biblie. În, uh, și despre Vechiul Testament, în întâlnirea. Pe în care întâlnirea. nu prea-l citește nimeni păi, uh, în Biserica da. Ortodoxă, pentru că nu e așa. Noi, și ne-am născut cu adevărat în brațe, deci nu mai trebuie să citim uh, nimic. Și <laughs> Ci mai cu <laughs> seamă, nu Vechiul Testament, că cine uh. știe, e rău pentru suflet. Da. În fine, eu citesc Vechiul Testament și îl chiar uh, predau. Uh, asta, uh, asta văd. Uh, dar, de fapt, Sărbătoarea asta, așa, de maniera asta, cum e astăzi, a doua zi de Paște, de când o avem pe modelul acesta? Celebrarea învierii e foarte veche, din secolul 1. dar până în secolul IV existau diferite date pentru sărbătorirea învierii, pentru Paștele creștin. Uh, abia Constantin cel Mare în 325, în calitatea lui de pontifex maximus, uh, decide uh, un mod unic de calculare. Adice con primul conciliu uh, ecumenic de la uh, Nicea. Uh, deci de atunci se, se stabilește un principiu pentru calcularea datei uh, Paștilor. Înainte exista o anumită Vrava. brambureală în materie, dar uh, se uh, celebra învierea și foarte important botezurile aveau loc de obicei de înviere. Există o legătură foarte strânsă între înviere și botez pentru că de fapt botezul creștin este o înviere, nu este o spălare de păcate. Este o moarte simbolică și o înviere. Și de aceea botezul în primele secole, până la sfârșitul secolului 4. și Chiar mai târziu, uh, se făceau în noaptea de înviere. A, și uh, fastul acestei celebrări exista sau este o construcție modernă? Evident că exista în, uh, de când creștinismul a devenit religie oficială, sigur că fastul a devenit o componentă, fastul. Rog. Mă rog. Uh, da, între ghilimele fas că da. vorbim de mă rog, toată frumusețea liturgiei ortodoxe și, de asemenea, liturgiei catolice, avem procesiuni, avem tot felul de lucruri de genul ăsta. Uh, dar asta uh, merge împreună cu ce spuneam mai devreme. Creștinismul a devenit religie oficială, a devenit religia împăratului. Uh, da, și liturgia celebrată la biserica împăratului, nu știu, la catedrala din Constantinopol, sigur că avea un fast cu totul aparte, da? care depășește mult și, ce vedem în zilele noastre. Și în casele oamenilor simpli se petrecea oare la fel? Fiecare după posibilități. <laughs> adică era receptat de multe secole ca o mare sărbătoare? Mai da, este totuși sărbătoarea centrală a, a creștinismului. Acum, sigur că există diferențe care nu țin de teologie. În unele țări se sărbă, propriu zi, sărbătoarea propriu zis familială e Crăciunul. Da? Când se adună oamenii la masă. La noi e și Crăciunul, dar parcă mai cu seamă Paștele. Uh, dar da, astea nu țin de ortodoxie sau catolicism, lucruri care au legătură cu tradiții locale, cu uneori cu vremea, cu lucruri de astea care nu sunt foarte importante pe plan propriu-zis spiritual. Și în mod obișnuit, Toader Paleologul, ce face în a doua zi de Paște? Uh, în mod obișnuit sunt în călătorii de studiu. Uh, am făcut călătorii de studiu de Paște, uh, nici nu mai știu pe unde am fost. Am fost în tot felul de locuri. Am fost la Roma de Paște. Uh, am, um, unde am? am. Am vrut să facem Paștele la Asizi, dar uh, o să lăsăm pe altă dată. Uh, deci am făcut Paștele în deplasare. Uh, și e foarte frumos, așa. Adică e, dar anul ăsta uh, am avut deja o călătorie de studiu în Sicilia. Așa că acum nu ne da. prefacem că vorbim. Nu chiar ne vorbim pe. pe cât pe, pe 6 mai. mai. Da, o să mă e. întorc din Sicilia pe 3 mai, dacă să pot mm. participa, N-am făcut un plan. Poate să mă duc la Silvestru că e aproape, poate mă duc undeva în provincie, nu știu exact. Voi avea o continuare a discuției cu dumneavoastră, trebuie să mă laud și eu să zic așa, pe 18 mai la conferințele despre lumea în care... Cu Nixei ai. am văzut. Da, cu Catherine Nixei. Vă da. enervează deja, nu? Nu, nu? mă enervează <laughs> cât uși de puțin. E foarte bine. Am văzut da, afișe da. prin oraș. Aș vrea să văd și eu de această discuție. Acum, cartea doamnei Nixei e foarte interesantă, și mare are dreptate. Dar nu e numai asta, pentru că există și o, un o altă parte a tabloului, uh, și anume că multe bunuri culturale din Antichitate au fost uh, păstrate grație Bisericii. Deci ai pe de-o parte distrugeri. Asta zice, da? Uh, de pildă, hai să luăm da. parte nonu, Da. da? Uh, templul faimos de pe Acropola din Atena. Uh, Într-adevăr, creștinii au dat jos uh, statuile de pe fronton. Da, ce e cu zeii ăștia jos cu ei. Da, o barbarie, ce să mai vorbim. Dar, uh, Partenonul a fost transformat în biserică: în biserică dedicată fecioarei. Deci am trecut de la fecioara Atena la fecioara uh -huh. Maria. Și Partenonul a fost mai multă vreme biserică ortodoxă decât templul uh, dedicat uh, Atenei. Da? Pentru că a fost uh, biserică ortodoxă din secolul 4 până în secolul 13. Uite, o să întreb asta cu doamna uh, Și a fost foarte bine, bine păstrat Partenonul până când au dat cu bombardeaua venețienii în secolul XVII. Uh, pentru cine nu știe, Catherine Nixie a scris uh, cartea aceasta uh, în care vorbește despre modul în care creștinismul timpuriu a, a devenit religia principală, reușind să distrugă în același timp. Da, că, dar inclusiv acel termen... Ioan da, inclusiv Ion Gură de Aur, acest da. extraordinar orator, a contribuit la un act de vandalism în Antiohia, da? distrugând un templu venerabil vechi. Vă aștept, vă aștept la conferință, o să fie interesant. Eu ia țină conferința, eu o să i pun întrebări după, dar sunt foarte interesat de subiect, iar pe dumneavoastră vă mai aștept aici. Cu cea Călătă mai mare mai plăcere. facem o călătorie, dacă nu mai degrabă îl găsiți pe Teodor Paleologu pe casapaleologu.ro sau abonați-vă măcar la newsletter e ceva foarte deștept să întâmplă acolo ceva care pune baze așa sănătoase în nație vă mulțumesc tare mult și eu presența. mulțumesc spor la treabă tuturor România în direct cu Cătălin Striblea te ascultăm tu ești vocea care contează